Să ne fie frică de cutremurul din Grecia, că l-ați anunțat. Da, am auzit un glas care a spus că va fi un cutremur mare în Grecia. Iarăși revin la... Nu ar trebui să ne fie teamă, pentru că e o vorbă din popor și este foarte adevărată. Că ce ne e scris în frunte ne e pus. Adică, oricât am încercat noi să fugim, să ne salvăm, dacă e să se întâmple ceva, se întâmplă. Da, e vorba din 10 septembrie de un cutremur care spunea un glas Grecia, cutremur în Grecia. Nu înseamnă că va fi neapărat un cutremur devastator, dar va fi un cutremur care nu va trece neobservat, să spun așa. Știi? Au mai fost cutremure mari în Grecia și totuși nu s-a întâmplat nimic, nu au fost oameni care au murit, doar că s-au dărâmat clădiri și s-au speriat cei care au trăit momentul, ca să spun așa, știi? Dar în România ar urma să se mai petreacă vreun cutremur, pentru că știu foarte mulți oameni care trăiesc cu această spaimă. Nu, aș vrea să-i asigur pe cei care trăiesc cu această spaimă de a cutremurului mare, că acest cutremur mare, indiferent ce citesc și aud, se găsesc tot felul de informații false pe internet. Sunt persoane care special bagă frica în oameni și spun că va veni cutremur mare, că a prezis cu tare și cu tare. Nu, eu aș vrea să le spun un adevăr românilor mei, că acel cutremur mare nu va veni încă. S-ar putea să nu vină deloc, să avem parte numai de cutremure mici. Deci să nu ne fie teamă de un posibil cutremur mare. Nu, oamenii pot să stea liniștiți în privința asta. Bun. Alt mesaj îngrijorător. Holera și al treilea război mondial. La fel, ați fost trezită de un glas cu care transmitea acest mesaj. Îmi amintesc foarte bine acest mesaj, nu mai știu de când era, dar într-adevăr așa era. Pe la Al mijloc treilea de război, septembrie. putem spune că al treilea război mondial deja a izbucnit și că nu va mai fi pace în lume cum a fost până acum, pentru că se urmărește ca la nivel mondial fiecare țară să nu mai aibă guvernul ei cum este acum. Deci, se vrea un guvern la nivel mondial în care câte un reprezentant sau mai mulți reprezentanți ai unei țări să facă parte din acest guvern mondial. Deci vom fi conduși așa cum s-a dat ordine pentru COVID-ul de la, cum se cheamă asta, Mondiala Sănătății, așa, organizația OMS, a Organizația, Sănătății, da. așa. Deci așa se vor da ordine ce se poate face într-o anumită țară, din punct de vedere a celor care vor conduce acest guvern mondial. Și ca să revin, nu mai știu care este că era întrebarea, dacă vrei să mai repeți o dată întrebarea. Acum război mondial și cu holera. Da, e normal ca atunci când izbucnește un război, oamenii nu mai sunt înmormântați, oamenii sunt pe străzi și automat și această boală de aici izbucnește, de la cadavre și va izbucni și holera. Dar nu aș putea unde se va întâmpla asta. Probabil că atunci, acolo unde vor fi bombardamente, unde... cum au fost și în Ucraina, am înțeles că totuși au fost câteva cazuri de holeră. Începuse mai puțin în Ucraina. Și până la urmă au îngropat toate cadavrele și s-a terminat, știi, a putut să oprită din, a putut fi oprită din fașa holera. Da, vom auzi de holeră în momentul în care nicio țară nu se va mai înțelege cu nicio țară. Din păcate, vom ajunge și aici. Dar iarăși revin. Dumnezeu are un plan cu pământul nostru. Are un plan ca după acest al treilea război mondial, care va ține 2 ani, iarăși repet, al treilea război mondial va ține 2 ani, am văzut tot felul de informații false, că va ține nu știu câți ani, așa. Se va instala nou Ierusalim în România, va veni Iisus Hristos. Și atunci va judeca și pe cei vii și pe cei morți, va scoate în morminte, vor fi iarăși în trup și chiar va curge lapte și miere. Oamenii vor fi tare fericiți. Cum ați caracteriza vremurile pe care le trăim acum? Vremurile pe care le trăim acum, cu tristețe vă spun, sunt vremuri tulburi, sunt vremuri care ne doare sufletul pentru ceea ce se întâmplă, pentru că ne uităm pe stradă, nu mai sunt
românii fericiți, nu mai vezi un zâmbet pe față, nici la bătrâni, nici la părinți, nici la tineri. Le-aș caracteriza fiind doar vremurile de acum, doar griji, griji și iar griji și teama zilei de mâine. Oare mai ajunge mâine? Oare mâine o să am ce pune pe masă? Exceptând pe cei care ne conduc, a căror averi deci, sunt inexplicabile. Era foarte bună pe timpul Ceaușescu acea lege 18, o spun din cunoștință de cauză, că dacă soțul meu a fost avocat. Deci era foarte bună acea lege 18 în care te întreba cum ai făcut atâta avere, cum ai făcut, ai bani în conturi, pentru că pe timpul lui Ceaușescu de-aia exista un echilibru și poporul ducea mai bine, pentru că nu erau, toată lumea era și săraci, dar nu săraci care să moară de foame, să fie la limita subsistenței. Deci erau oameni, aveau același salariu și trăiau normal, ori acum nu mai există așa ceva. Și mai aud și eu și pe la televizor, mai văd și pe internet, soțiile multor celor care ne conduc, le văd despuiate, iertat să fie cuvântul, la mare, la afară, pe lacuri, și în timp ce soții lor ne conduc țara. Ori nu este nici moral ceea ce se întâmplă în momentul în care ai un soț care este în guvernul României, care este la conducerea țării, tu să apar despuiată pe malul unei mări și să spui că așa îți dorești, apoi mai este luxul. Deci nu, România de astăzi este o Românie care a ajuns la linia de frutire și în care răutarea poporului român a ajuns la limită. La limită în 89 nu era limita. Acum a ajuns la o limită extremă răutarea poporului român. Și dacă și ce credeți că v-a declanșat totuși revolta? Pentru că în momentul de față oamenii par să fie resemnați. Revolta cred că va fi, să spun așa, declanșată în momentul în care oamenii nu vor mai avea căldură, primul rând, nu vor mai avea curent electric, cum se spune pe economie, nu vor putea achita facturile extraordinar de mari. La curent, să vină o factură mai mare de 3-4 ori ca anul trecut și curentul să fie același care îl consum. Deci neajunsurile, viața grea, traiul care nu mai e trai, nu mai poți supraviețui. Și dacă ar mai veni, Doamne ferește, și să ne pună și la zid, să mai vină iarăși și să ne spună că a venit un virus și trebuie iarăși să ne țină în casă, cred că aceasta va fi... Se va umple paharul în momentul în care vor încerca să mai țină lumea în casă. Pandemia, ce se mai întâmplă cu ea? Pandemia, așa, în rândul oamenilor, pare că nu mai există. Mai există pandemia. Deși virusul e clar că mai e printre noi. Virusul îl putem avea fiecare dintre noi în momentul în care avem o răceală simplă sau obișnuit organismul nostru cu acest virus COVID-19, că e din cauza că a fost în 2019, s-a obișnuit și din cauza aceasta, deci trăim cu el și nu ne mai afectează, nici chiar dacă auzim pe cineva că tușește sau strănută sau nu putem să-l îndepărtăm pe acel om. Da, vom trăi cu acest virus, organismul nostru s-a imunizat și e ok. Numai să nu le dea prin cap celor care ne conduc în momentul în care omul strigă că nu are pâine, că nu are zahăr, că nu are cu ce plăti facturile, atunci imediat le dă prin cap ceva și spune, uite, de mâine stați în casă că a venit iar virusul, iar atâtea cazuri, iar și cazurile astea sunt cu 1000 de semne întrebări. Eu nu zic că nu a existat și nu există, dar sub nicio formă nu se spunea adevărul despre numărul internaților sau... Pe timpul când a început pandemia, nu mai murea lumea nici de cancer, nici de altceva, nici de inimă. Toată lumea era cu COVID-19. Haideți să fim serioși. Deci nu suntem. Haideți, poporul român e un popor răpăs. Poporul român este un popor înțelept. Chiar dacă la un moment dat, cum să spun, e liniște, e pace, dar la un moment dat va izbucni, răbdarea va ajunge la sfârșit. Eu cel puțin așa simt și așa cred. Suntem un popor de oameni înțelepți, credincioși, buni, ospitalieri, dar până la un punct. Și punctul acesta este până când îmi iei totul, îmi iei și dreptul la libertate,
Și mi-ai și dreptul la viață, pentru că nu-mi dai voie să trăiesc, pentru că îmi iei toate, tot ce ar trebui să am pe bună dreptate, pentru că muncesc. Da, sunt vremuri foarte, foarte dificile, incerte, ciudate, mai ales pentru cei din generația tânără, pentru că spui că bunicii noștri au mai trecut prin situații grele, părinții de asemenea, iată, au traversat o revoluție, dar mă gândesc la cei care au acum 20 de ani. Este bulversant tot ce se întâmplă. Cei care s-au născut în plină democrație, care s-au născut cu toate la picioare. Știi cum e cu tinerii care au acum 20 de ani? Se pare că toată viața este a lor și că nu se întâmplă nimic. Deci se pare că totul e frumos, totul e în roz. Își fac studiile în România și pleacă în afară. Și pentru ei e o fericire să plece în afară, mai ales dacă învață bine și prind un loc bun, au o profesie frumoasă. Nici nu mai vor să vină în țară. Deci aș vrea să spun, l-am auzit chiar și de băiatul meu, că l-a întrebat cineva ce mai întors în țară și a spus că dacă România mi-ar oferi ceea ce este în Danemarca, zice, aș veni în țară. Dar deocamdată ți-aș putea spune că nu sunt cu un picior în Danemarca și unul în România, ci sunt cu ambele picioare în Danemarca. Da. Deci pentru că România nu oferă nimic tinerilor. Se duc unde să meargă, unde să muncească tinerii? Nu mai avem fabrici, nu mai avem usine. Unde să meargă să muncească? Nu au unde. Și păcat că România totuși cheltuie niște bani pentru a-i pregăti, pentru a face școală, a face liceu, facultate. Dar când să intre undeva să se angajeze, acești copii nu au unde. Și atunci e normal, e firesc, nici părinții nu-i pot opri ca acești tineri să nu aibă un viitor în afară. E păcat pentru România că își pierde oamenii care au cu adevărat o valoare și care ar putea să conducă România la un moment dat.